Deci am avut o întâlnire cu directorii de școli pe care eu am convocat-o, pentru că acum o lună și jumătate am trimis o adresă către școli pentru a face proiecte pe fonduri europene, pe două axe, pe POIM și pe POC. POIM înseamnă Programul Operațional Regional Infrastructură Mare și Programul Operațional Competitivitate, unde școlile sunt eligibile pe un program pentru cheltuieli legate de materiale de dezinfecție, măști, mănuși și tot ceea ce înseamnă aceste măsuri de protecție împotriva virusului coronavirus. Pe celălalt proiect, pe cealaltă axă, sunt eligibile proiectele legate de infrastructura de învățământ, fie că vorbim de laptopuri, de tablete, de tablet smart, de camere web, de proiectoare și așa mai departe. Deci toată această infrastructură IT necesară învățământului modern sau învățământului online, dar și învățământului față în față. Din păcate, din școlile din Petroșani, doar două sau trei sunt avansate cu aceste proiecte, pentru că pe aceste programe regula este primul venit, primul servit. Deci cu cât scrii mai repede proiectele, cu atât primești, ai șanse mai mari să primești finanțare. Și atunci am spus, de ce să nu beneficiem de banii aceștia europeni, să dotăm toate școlile din Petroșani cu toate aceste device-uri IT, inclusiv cu acele table smart și tablete pentru toți copiii, nu doar pentru cei care au condiții mai puține din punct de vedere economic. Deci i-am rugat să accelereze aceste lucruri, să ia foarte în serios aceste proiecte. Termenul limită de depunerea lor este 15 ianuarie, dar, repet, ar fi foarte bine ca luna viitoare aceste proiecte să fie depuse toate pentru finanțare, astfel încât să nu se rateze această oportunitate, mai ales că pe POIM pot fi decontate anumite cheltuieli făcute deja de către școli legat de această pandemie. Există din partea administrației și cofinanțare? Trebuie să dați dumneavoastră ceva? Nu știm, probabil că este o cofinanțare de 2%, dar asta nu e o problemă. Problema a fost că acum o lună și jumătate, când eu am trimis adresele către școli, erau trei variante. Ori putea să acceseze primăria pentru toate școlile, să facă un proiect pentru toate școlile, ori fiecare școală în parte, ori școlile împreună cu inspectoratul. Eu am optat pentru varianta să facă școlile singure, pentru că ei știu cel mai bine ce necesități au. E vorba de conducerea școlilor de la fiecare centru bugetar. Și aș mai vrea să vă întreb ce se întâmplă cu programul Cornul și Laptele. Mai este posibil în școlile din Petroșani? Programul Cornul și Laptele este în apanajul Consiliului Județean, nu este în apanajul primăriei. Ce pot eu să vă spun este că la insistențele mele s-a introdus școala 2 din colonie în programul național, programul pilot pentru masa caldă. Și toți elevii de la școala 2, la momentul la care va fi finalizat acest program, vor primi masă caldă. Dar, repet, e un program pilot unde deocamdată intră școala 2 din colonie. Mulțumim! Cu drag!